bine ați venit în casa experimentelor. Aici veți experimenta legile fizicii și ale matematicii, câteva dintre ele. Nu mi-a plăcut niciodată. Nu, nu e o iluzie optică sau de altă natură. Carmela a ales pe Seba să iasă împreună la o întâlnire. Ceea ce a urmat nu depindea doar de ei. L-am ales pe Sebastian pentru că cu el am interacționat cel mai mult la party. Am simțit o oarecare chimie și am zis să văd ce se întâmplă. Hai, vezi să nu cazi. Pe roșu, nu? Așa ar trebui. E greu? Da. Acolo, să vezi bravo, bravo. O să cad. Fără ajutor nu poți. Nu. Acolo. Spune-mi că nu trebuie și înapoi. Nu trebuie. Să rămân cum se face. Aici? Nu. De ce e așa greu? Mamă, deci cad în picioare, frate. Nu pot, mă doare capul. Las. Hai la celălalt. Urmărește liniile cu markerul. Controlându-i mișcarea doar privind în oglindă. Tu faci aici, dar acolo urmărești. E simplu, mă. Uite, vezi? E foarte simplu. Cred că a fost cel mai special day de până acum. Ne așteptam la un restaurant, la o cafenea, ceva, chiar ne-a surprins plăcut. Stai chiar în față, expoantului, ține inelele cu degetul mare și arătătorul. Acum mișcă doar mâna dreaptă cu lui. Ai înțeles ceva? Hai că-ți spun eu. Stai chiar în fața exponatului și privește la mâna ta dreaptă prin fereastra oglindă. Și? Și aici nu se mișcă. Dar asta nu e oglindă. Hai să vezi aici. Apa da oglindă, credeam că e geam. Haideți să vă arăt acum patul fachirului. Te așezi pe spate cu capul în zona fără găurele. De ce eu? Dacă se întâmplă ceva, măcar nu pățesc în prima. Mă, nu cred! În acest moment, din pat au ieșit 2100 de cuie adevărate. Le simt. Gata, ai scăpat. Te-a dorut undeva? Da, tare, rup. Hai să mergem, mai departe. Globul acesta minunat o să vă răspundă la orice întrebare. Ia, ce întrebare? Are Seba intenții bune? S-a prins. De ce are Seba intenții bune? Sunt singurul băiat din casă de care i-a atras? Wow! Ați văzut? Ce ai crezut că mint? Ați văzut ce drăguț este? Mi este frică să nu o pierd pe Carmen și voi lua inițiativă, pentru că simt acea conexiune. Cred că voi face eu primul pas. Mâna stângă o pui pe aparat. Nu mă ia cu palpitații. Nu. Ține mâna acolo, doar atât. Mamă, dar wow! Nu doare, nu? Minunat, ia, deci din capul lui. A început? Mai super. Deja păpădie. Acum și tu mâna acum. Deci, nu pot să iau cu toată mâna. Nu, lasă. Deci tu arătător, doar el. Au! Băi, stați bine. Dar ce, se putea mai rău? Sau? Ideea de iubire pe el, alții nu-i bine. Sunteți bine. Ia să vedem ecran. Cu ce aici poți să creezi diverse modele poziționând diferit brațul și sau palma. Să-mi zici dacă îți place. A ieșit bine. Nu? Da. Îți sunt drag? Cred că e mult spus deja drag, dar e simpatic. Fizic, te atrag? Da, chiar mă atragi. Ești acolo, genul meu. Rămâne să o cunosc, să vedem ce o să fie între noi, dar, per total, nota 10 pentru tot. Dacă noi încercăm să concretizăm niște lucruri, să ne mai cunoaștem, nu intrăm într-o cunoaștere, dar ne mai cunoaștem, să nu te apropii de băieți sau gen să fii prea... Cum nu am de cine, deci da, tu ești în... tu ești mai atrasă de băieți și vorbești mult cu băieți, adică îți petreci majoritatea timpului cu băieți. Te deranjează asta? Nu, dar să nu se vadă. Dacă ceilalți băieți se vor apropia de mine, pot să mă cunoască, dar doar din punct de vedere amical. Mă opresc la Sebastian, vreau să-l descoper. Hello, sunteți într-o cunoaștere? Nu. Ok, cine știe, poate de acum încolo. Luăm pauză și... Da, eu știu de ce râd, că de la replicile lui Sebastian, dar totuși, de ce... Zău.